Aceasta este povestea unor elevi care s-au învățat să parcurgă 4 km pe jos spre școală, prin frig, zăpadă, ploi și soare. O parte dintre ei străbat acest drum de 4 ani și asta pentru că un drum nu este practicabil, iar microbuzele nu circulă în zonă. Claudiu are 11 ani și nu s-a gândit niciodată să renunțe la școală din cauza drumului. Nu ți-e greu iarna prin zăpadă? Ba da, mai sunt și lupi, mai ies. Da? Serios? Da. Ce să facem? Dacă acea primăr avem. Așa cum e drumul, totuși te duci la școală. Nu vrei să lipsești de la ore. Să ne ducem la școală, că așa ce facem în viață. Stăm și ne uităm. O oră jumate mergi dimineața, o oră jumate la întors. În fiecare zi. Da. Și 4 km pe zi. 4 în duș, 4 întors. Una dintre mămici spune că este disperată, deoarece fetița ei se trezește în fiecare dimineață la 5 și la 6 pleacă deja la școală. Păi noi când plecăm la școală cu copiii trebuie să ne luăm prima dată cizmuliță, plasa cu cizmele și când ajungem la drum, la asfalt, da, băgăm, schimbăm încălțămintea ca să putem să mergem jos, să fim și noi în rândul pentru, da, ce-ar fi la deal? 2 km. Ar putea să ne facă și noi drumul ăla. Vă chinuiți în fiecare zi. Nu ne chinuim, ne foarte chinuim. Foarte mult. Ca un copil din ăsta și el să... Avem și noi, așa ca părinte, cât de cât o... Bă, copilul meu, mă aștept și eu, da. Mă aștept și eu să învețe și el ceva, dacă nu-i... Unde? Îl scol la 5, eu la 5, la ora 5 le dau trezirea la copii. Un alt părinte spune că în satul Burlani nici salvarea nu vine, așa că bolnavul este dus pe sanie până la asfalt. Copiii fac navete așa pe kilometri. E posibil așa ceva? Nu știu. Primarul ce are de spus în privința asta. Noi nu avem nicio putere. Destul de dificil și pentru dumneavoastră, dar și pentru copilașii aceștia de 6 ani. Dumneavoastră, că ați venit pe aici, ați văzut ce condiții avem de a merge cu mașină. Salvarea, dacă este, luăm mortul în căruță sau pe sani, îl ducem acolo, bolnavul cum este, îl ducem la poziție, că să rea salvarea, că aici nu se poate urca. Deci nu suntem un sat lăsat părăsit de toată lumea. Chiar dacă este frig și merg foarte mult pe jos, elevii spun că nu au ce face. Școala e importantă și vor să învețe.